despre Carmen Grebenișan. După toate zvonurile apărute conform cărora ar fi fost adusă cu una dintre cele mai bune prietene, toată lumea s-a întrebat dacă mai este într-o relație cu iubitul ei. Ei bine, acum celebra influențăriță a luat o decizie care întărește cumva ideea că există probleme în relația ei. Carmen Grebenișan a anulat nunta. Ea spune că motivul este dorința de a participa la o emisiune care se desfășoară fix în perioada în care trebuia să aibă loc marele eveniment. Însă nu putem să nu ne întrebăm dacă nu cumva este o probă a căsniciei după aceste presupuse infidelități. Există posibilitatea ca influențărița să vrea să vadă, să analizeze puțin lucrurile și să vadă dacă este decizia bună să facă marele pas alături de Alex Militaru. Eu vă invit să urmăriți acum ce spunea Carmen Grebenișan despre infidelități. Dacă ai fi înșelată, de exemplu, dar fi doar o simplă aventură, nu o relație, ai putea să treci peste? Aș putea să trec peste, dar nu aș putea să continui relația. Deci s-ar termina relația, dar aș putea să înțeleg motivele pentru care le-a făcut, însă n-aș continua cu aceeași persoană. Sunt înțelegătoare, chiar înțeleg foarte multe aspecte ale vieții, dar aia nu înseamnă că trebuie să continui în aceeași situație sau să salvezi omul chiar până la sfârșit. Că, na, poate are o problemă, o traumă din copilărie care l-a făcut să aibă nevoie de mai multe femei și atenție. Înțeleg, dar nu înseamnă că eu trebuie să continui cu el. Se spune că nu prea este fum fără foc, cel puțin în showbiz, și noi am mai vorbit despre faptul că ea la un moment dat povestea de treaba asta, sigur mai în glumă, mai în serios, visase ceva de genul și ce-ar fi dacă m-ar înșela. Și noi de atunci ne-am întrebat, oare e posibil ca între cei doi să se fi întâmplat treaba asta? Iată acum, faptul că a anulat nunta este un semn de întrebare care întrește. S-a mutat, s-a amânat, că nu anulat e... S-au repoziționat. Da, dar oricum este destul de... ciudat. Întrebător și de ciudat. E normal să amâni un eveniment atât de important pentru un alt proiect? Este normal să faci chestia asta? Depinde de valorile pe care le ai. Dacă prima ta valoare este partea de carieră, atunci este absolut normal. Dacă prima ta valoare este partea de iubire și de familie, atunci este absolut anormal. Dar deci poate depinde... e o șansă poate, pe care ea nu are. Nunta poți să o faci. Un genul ăsta de proiect durează maxim câteva luni, 6 luni maxim. Poți după 6 luni să o faci din nou. Adică sigur. Alte... sau poate o șansă pe care le-a dat-o destinul. Da. De ce nu? Sigur. Să se despartă. Să se despartă, da. Adică să nu facă un lucru pentru care poate nu sunt sigur. De obicei, acolo ai timp să te gândești foarte mult. Și da. Oricum, în momentul în care ți-a venit ideea să amâni o nuntă, este clar că acolo mai e nevoie de timp. Nu înseamnă ceva negativ, ci pur și simplu mai ai nevoie de sau timp, cel puțin. Sau poate mai ai nevoie de bani. Hai să luăm și pe partea cealaltă. Sunt o tineră la început de drum. Ea muncește și câștigă bani mult și... sau, mă rog, câștigă bani frumos. Păi și puneai nunta dacă nu erau banii? Adică păi nu da, te gândești că la nuntă se fac bani, stați un pic, că și la nuntă se fac bani. Te-ai gândit că ai nevoie de bani și atunci o poți amâna. Sau, uite, vorba lui Cătălin, și la nuntă poți să faci bani. Dacă da. Ești... Dacă chem pe cine trebuie. Și nu chem lăutar, că de altfel se duc bani la lăutar. Or fi refuzat-o aia cu bani mulți și atunci au zis, bă, nu mai vin ăștia, deci ai să... Un lucru e clar, experiența mie mi-a arătat că un lucru care se amână o singură dată, se amâna pentru totdeauna. Deci, sunt șanse. Sunt șanse. Sunt șanse, vedea.